Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O influenceriță din China a murit live din cauza că a mâncat prea mult. Vezi, și noi am mers la chinezesc ieri. Eu am simțit ieri că suntem un pic în pericol. Să știi că de-aia am plecat și eu. Deci tu cu Luca chiar a fost în pericol ieri. Da. Pan Xiaoting avea sărăcuța doar 24 de ani, făcea mukbang. Mukbang, am mai vorbit despre asta, este o chestie aspirațională pentru unii dintre noi. Noi. Cum ar fi toți, mai puțin Adi Tudor. Deși când am auzit că am mâncat ieri mici. Mai băgat și mici, eu cred că Adi ne face. Mukbang este că mănânci și te filmezi și lumea îți dă bani pentru asta. Cum face George? Da, cum face George? Ai văzut că mâncau un sandwich pe Instagram Parizer. Săptămâna trecută? Da. O, cât a sandwich da. Era. Aveai jumătate de kit de Parizer în sandwich-ul ăla? Nu, mai era 100 de grame de Parizer. Du-te-mă de aici. Serios. Dar eu i-am văzut pe chinezii ăștia care mănâncă înfiorător de mult. Noi n-am putea mânca niciodată. Vai. E și chestie de antrenament. Băi, sunt vreo câțiva, un platou de la... Când spun platou, mă refer la un platou imens. Da. Și în două minute l-au ras. Păi nu, că ideea e să lungești mai mult. Că pe YouTube, dacă ai filmare mai mică de 10 minute, nu-ți bagă reclame. Păi nu, că după aia mai vine unul cu alt platou. Da. Avea fata asta, Xiaoting, mânca la un moment dat, a avut o provocare să mănânce mai mult de 10 kg de alimente la o singură masă. Noi ieri cam cât să fi fost? Să fi fost vreo 5-6 kg? Cât am mâncat ieri? Erau 10 litri de ciorbă. Nu de fes, mă, împreună. Împreună, da. Uh-huh. Adică eu zic că am mâncat un kil jumate, două. Altele de fes? Da. O altă provocare, consumul de alimente timp de mai mult de 10 ore în fiecare zi, fără pauză. Adică mânca 10 ore continuu? Da, să stai să mănânci 10 ore continuu. Asta te-ar prinde, Luca. Da. Noi am stat ieri 2 ore acolo. E un bun început. Și vine antrenant, se lărgește și bortica. Noi ne-am comportat ca niște amatori. Am mâncat exact ca fraierii, repede, limpa, supă, dă-i mai pune supă. Da. N-am dozat efortul cum trebuie. Acolo noi ce am luat era lucrare de 3-4 ore. Stai că mi-am adus aminte de experiența de ieri. Cu supa, cum venea cu ibricul de supă. Ce ibric, mă, că venea... Care, mă, că e... Cum se cheamă aia de... Stropitoare de udat grădina. Exact, stropitoare. Băi, deci asta, da. Deci pentru ascultătorii noștri care n-au fost alături de noi la ora 7 dimineața, noi ieri am fost la un restaurant ăsta chinezesc, am mâncat destul de mult și am luat și un lighean de supă. Hot pot. Și noi ne tot chinuiam la să mâncăm. La un lăsat înjumătățit lichidul din treaba. Și a apărut o doamnă chinezoică. Cu o stropitoare. Imaginați-vă o stropitoare fără pălărie. Fără pălăria aia. Și a venit, a avut tup, și ne-a umplut la loc. Și s-a umplut. Și aveam un buton de unde puteam să reglăm ăsta, să fiarbă. Da. Păi da, mă, că dacă scade prea mult lichidul, ți oprește ăla, că nu e ok. Te-o, era încă la ceaun ce a venit, zice ea, săracilor. Ăla a fost momentul în care pe mine ăla m-a derutat total. Adică m-am gândit, bun, și adică ce facem aici? Ne aduce până când leșinăm? Sau păi cât o să putem am să... Am mai venit odată, da, și am alungat-o noi. A zis, lăsați-ne, vă rugăm frumos. Da, Luca a avut... Ce-ai zis, mă, că se transformă în gulaș dacă îl fierbem mai mult? Da. Da. Eu vreau să o facem mai scăzut, mai să o dăm în tocană. Un gulaș chinezesc. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.